Bun găsit la o nouă ediție din Viața Romilor. Cuvintele cheie ale ediției de astăzi sunt identitate, tradiție, educație. Asociația Partida Romilor Pro Europa a mobilizat în această perioadă liderii romi din capitală și teritoriu pentru ca mesajul campaniei Asumă-ți identitatea, declară-ți etnia să ajungă în toate comunitățile. Este un moment decisiv pentru că etnicii romi au puterea să își schimbe viața printr-un simplu gest, asumându-și etnia în cadrul recensământului. În acest sens, Nicolae Băun, președintele Partidei Romilor, a transmis un îndemn către toți liderii și comunitățile de romi din România. Avem imagini de la Târgoviște, acolo unde romii sunt demni de toată lauda, pentru că s-au autorecenzat într-un număr foarte mare. La Buzău, comunitatea din satul Pietrosu conștientizează importanța participării la recensământ. Asumă-ți identitatea, declară-ți etnia, a ajuns și la Berevoiești, în Argeș. Vă prezentăm secvențe din cadrul unui spectacol inedit. Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi, a reunit la masa dezbaterilor o serie de istorici, cercetători și experți pe problematica romă pentru a discuta despre un proiect îndelung așteptat, înființarea Muzeului Istoriei și Culturii Romilor. Cum a decurs discuția, veți vedea în materialul de astăzi. Împreună pentru o viață mai bună în Castelu este proiectul de suflet pe care Marian Daragiu, subsecretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, l-a derulat în județul Constanța. Pentru 120 de copii din comuna Castelu, clopoțelul va suna din toamna acestui an. Sunt copii care nu au frecventat niciodată grădinița sau școala. Vă arătăm cum au reușit să rezolve o serie de probleme birocratice care le vor permite copiilor să își schimbe viața prin educație. Nu uităm nici de locurile alocate elevilor romi în universități. Despre numărul lor și distribuirea lor, aflați în ediția de astăzi. Din Viața Romilor începe în câteva clipe. Vizionare plăcută! România este vorbită în lume de aproape 5 milioane de oameni. România este țara cu cei mai mulți vorbitori, aproape 300 de mii, urmată în statistici de Slovacia și Cehia. Limba României deține dialecte variate. Profesorul și lingvistul Gheorghe Sarău este cel care a standardizat limba României, studiată astăzi în mai multe școli din România. La noi, peste 25.000 de elevi romi studiază această disciplină. În felul acesta vor dobândi și vor cunoaște mai bine ambele limbi. Pe de o parte s-a dovedit că acei copii romi care trec să învețe limba maternă România au succese crescute la limba română, de pildă, sau la alte limbi străine, pentru că se face un transfer firesc, benefic, spre cele două limbi. Pe de altă parte, copiii învață o limbă comună care le permite să comunice cu copii, cu, când vor fi adulți, cu adulți din toate neamurile de romi. Părinții unui copil de etnie romă pot alege pentru copilul lor învățământul cu predare în limba română sau maghiară, cu 3-4 ore de romani, sau predarea integrală în limba romani, care presupune 4 ore săptămânale de limbă română. Una dintre cele mai cunoscute metode de predare o reprezintă introducerea de neologisme. Asta e și șansa limbii romanii de a privi spre latura neologică și, al doilea demers, de a redeștepta partea oferită de mijloacele interne de îmbogățirea limbii romanii prin sufixe, prefixe. La nivelul întregii țări, tot mai multe școli cu predare în limba romanii ajung să formeze olimpici. Profesori sau elevi toți conștientizează importanța studiului acestei discipline, care ea îi acordă aceeași însemnătate pe care o are orice alt opțional de limbă străină. Vreau să studiez istoria minorității mai departe, să termin un liceu, facultate sau încă nu știu foarte bine ce o să devin. Învăț limba româniei din clasa 3. Îți place? Îmi place. Foarte mult. De ce? Pentru că este limba noastră și trebuie ca să învățe. La școală, copiii de etnie romă se pot dezvolta pentru ca mai târziu să-i poată convinge atât pe minoritari cât și pe cei din afara comunității de faptul că nu reprezintă un subiect de discriminare. E foarte important pentru că foarte multă lume ne desconsideră și pe prim plan este educația romilor. Au fost catalogați ca analfabeți și educația își pune cuvântul.
și într-adevăr e timpul să umblăm la școală și să demonstrăm majoritarilor că și noi putem. Una dintre condițiile funcționării statului democratic o reprezintă asigurarea respectării diversității lingvistice și culturale. Absolvenții de liceu trec în aceste zile prin probele examenului de bacalaureat. Rezultatele finale vor fi afișate pe 1 iulie, perioada când încep și înscrierile pentru examenul de admitere în majoritatea instituțiilor de învățământ superior din țară. Anul acesta, universitățile de stat din București și din țară au pus la dispoziția candidaților romi un număr de 484 de locuri speciale pentru cursurile de licență. Cele mai multe locuri destinate studenților romi sunt disponibile la Universitatea București, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la Iași, în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, la Universitatea din Pitești, dar și în cadrul Academiei de Studii Economice din Capitală și în cadrul Universității din Craiova. Candidații romi mai pot opta pentru locurile puse la dispoziție de instituțiile de învățământ superior din Oradea, Galați, Ploiești, Timișoara, Târgu Jiu și Constanța. Câte 10 locuri sunt disponibile pentru studenții romi și în cadrul Universității Politehnice și Școlii de Studii Politice și Administrative din Capitală, la universitățile din Arad, Brașov, Suceava, Sibiu, Târgoviște și Târgu Mureș. De asemenea, locurile speciale pentru viitorii studenți de etnie romă sunt disponibile în acest an și în instituțiile de învățământ superior de stat cu specializări în domenii precum științe agricole și medicină veterinară, muzică și arte, de profil tehnic și construcții. Candidații romi care doresc să-și continue studiile universitare au la dispoziție anul acesta peste 200 de locuri în instituțiile de învățământ superior de stat pentru ciclul de master. Cele mai multe locuri sunt puse la dispoziție de Universitatea din București, Universitatea din Pitești, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara. Pentru absolvenții care doresc să obțină și un titlu de doctor, anul acesta în instituțiile de învățământ superior sunt disponibile 75 de locuri speciale pentru candidații de etnie romă. Cele mai multe locuri pentru doctorat se regăsesc în oferta universităților Alexandru Ioan Cuza din Iași, Babeș-Bolyai din Cluj, la Universitatea din Oradea, Universitatea de Vest din Timișoara și la Universitatea din București. Amintim tuturor candidaților de etnie romă că o condiție obligatorie pentru admiterea în sistemul de învățământ superior este absolvirea ciclului de 12 clase cu diplomă de bacalaureat obținută în România, indiferent de anul sau forma de absolvire. Conducerea Partidei Romilor Pro Europa a susținut săptămâna trecută la Colegiul Viilor din București o ședință de lucru cu membrii organizației din sectorul 5 al capitalei. La eveniment au participat și liderii sucursalei locale și reprezentanții organizației de tineret a Partidei Romilor. Principala temă a discuțiilor din cadrul întâlnirii a fost legată de recensământul populației și locuințelor aflat în plină desfășurare, respectiv în etapa de recenzare a populației la domiciliu. Cu acest prilej, președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun, a atras atenția că cifrele rezultate în urma ultimelor două recensăminte, respectiv la nivelul ultimilor 20 de ani, privind numărul de cetățeni de etnie romă din sectorul 5, nu corespund realității. În acest sens, președintele organizației le-a amintit tuturor celor prezenți că acest aspect poate fi îndreptat prin participarea cetățenilor romi din sectorul 5 la procesul de recenzare și asumarea identității rome. Președintele Nicolae Păun a subliniat că organizația, membrii și liderii locali, atât la nivelul sectoarelor capitalei, cât și la nivelul județelor din întreaga țară, au obligația să informeze și să îndemne cetățenii de etnie romă să participe la recensământ. În discuție au fost aduse efectele recensământului, modul în care rezultatele acestuia pot determina adoptarea de măsuri privind infrastructura, condițiile de locuire, de sănătate și educație, chiar reprezentarea politică și îmbunătățirea calității vieții în comunitățile de romi. Pe numărul total de recensare la nivel național să fac politicile publice pentru romi. Aici este marea problemă.
Deci, Planul Național de Redresare și Reziliență, care este discutat la nivelul Guvernului României, la perioada de la 7 la 7 ani, este programarea Comisiei Europene, are în vedere un segment, și anume și dezvoltarea comunităților dezavantajate. Când face vorbire despre comunitățile dezavantajate, în mod natural face trimitere directă către comunitățile de rom. Această programare a Comisiei Europene pentru următorii 7 ani, de data aceasta scrie expres, expressus verbis. Comunități de romi. Unde sunt comunități de romi? Adică unde sunt comunități de romi, se dau bani mulți. Cui se dau bani? Primăriilor. Pe bază de ce? Pe bază de recensământ. Orice proiect pe care îl fac, trebuie să-l fac cu zonele astea neapărat ca să le dezvolt, că nu merge. Asta este problema. În primul rând, școlile, grădinițele, străzile, canalizările, tot ceea ce ține de infrastructură, în principiu, sau având ca principiu fundamental de bază, este recenzare. Aici este problema. Pentru că în acele chestionare o să vedeți cum, dacă o să le, o să le acordați atenție, o să vedeți că o să spună cam așa. Casă, locuință, aveți canalizare, nu aveți canalizare, încălzire, cum este, despre ce este vorba și tot așa mai departe. E, toate aceste date se centralizează și pe un proces de dezvoltare ulterioară trebuie să se țină cont de ele. Pentru că în final, la Institutul Național de Statistică, pe sectorul 5 o să apară niște cifre, care sunt cifrele în roșu. Altfel, n-ai cum să-i dai drumul să, acum să te duci din 7.000 să apărăm 5.000. Și după ce am apărut 5.000 să ridicăm pretenții, să spunem, dom'le, ne trebuie aia, ne trebuie aia, ne trebuie aia, ne trebuie aia. Deci procesul de recenzare pe teritoriul sectorului 5 este extraordinar de important. Președintele Partidei Romilor a vorbit despre importanța participării romilor la recensământ, aducând în discuție exemple concrete, care au la bază o viziune de perspectivă privind dezvoltarea comunității rome. În ceea ce privește politicile legate de integrarea comunităților de romi, de educația copiilor noștri, și de felul în care vedem următoarea etapă a vieții lor, niciodată nu puteam să dezvolt politicile pentru clasele a 9-a, 12 și 12, după clasa 12, mă rog, universitar, sau politicile legate de învățământul profesional, începând cu anul 1997, ulterior 2003, 2002, 2003, 2004, dacă nu aveam niște date și niște situații foarte clare în ceea ce privește abandonul școlar, în ceea ce privește situația socială a comunităților de rând. Dacă nu țipam și nu urlam la nivel național și spuneam, domne, este nevoie să vă gândiți în timp ce se întâmplă cu copiii ăștia. Unii au o vârstă acum, în anul 2000. Câți ani vor avea peste 20 de ani? E univalabil și pentru voi. Adică dacă stai să te gândești în perspectivă, bă, nu mai am nepoți, copiii au crescut, dar am nepoți. Cum vor arăta copiii ăștia peste 15 ani? O să aibă nevoie de un învățământ unde să aibă acces sau nu? Da. O să aibă nevoie de niște condiții firești și normale să învețe? Da. Deci cât de important este să ne recenzăm? Foarte important pentru noi ca minoritate. În continuare, în cadrul întâlnirii, președintele Partidei Romilor, Nicolae Băun, a răspuns întrebărilor oamenilor și a subliniat că destinul viitoarelor generații de romi este legat în mod direct de acțiunile și alegerile romilor din prezent. Până pe 27 iulie, în România, se derulează etapa recenzării la domiciliu, respectiv cea în care recenzorul completează pe tabletă datele oferite de cetățeni. Conform datelor oferite de Partida Romilor la nivelul sectorului 5 al capitalei, organizația a înscris peste 35 de persoane de etnie romă pentru funcția de recenzor de teren. We'll be right back.
La sediul Partidei Romilor Pro Europa, filiala Vrancea, liderul organizației județene Constantin Toader s-a întâlnit săptămâna trecută cu Liviu Macovei, consilierul local al municipiului Focșani. În cadrul discuțiilor a fost abordată problema locativă a familiilor rome cu mulți copii și a cetățenilor cu probleme grave de sănătate. În urma discuțiilor s-a stabilit analizarea cazurilor prin vizite la locuințele persoanelor aflate în situații dezavantajate. În urma verificărilor din teren făcute de liderul Partidei Romilor și consilierii locali, în cartierul sud din Focșani a fost analizată situația familiilor de romi și s-a stabilit acordarea cu prioritate a 14 locuințe sociale pentru care au fost făcute cereri pentru extindere. În întâlnirile cu cetățenii romi, liderul organizației Partida Romilor Vrancea le-a amintit de responsabilitățile lor civice, chiar și cei care ocupă locuințe sociale urmând a fi vizitați de recenzori, asumarea identității fiind un gest de implicare civică și comunitară. Tot în această săptămână, Toader Constantin a susținut o vizită de lucru la școala gimnazială numărul 8, Alexandru Vlahuță din municipiul Focșani. Liderul Partidei Romilor a purtat discuții cu conducerea instituției despre situația și rezultatele elevilor de etnie romă, școala reunind la cursuri cei mai mulți elevi din rândul comunităților de romi din cartierul de sud. În zona Dobrogei, echipa Partidei Romilor Brăila s-a deplasat în această săptămână în teritoriu, având întâlniri cu romii din comuna Viziru. Reprezentanții organizației i-au informat pe cetățenii romi despre procedura recensământului și importanța asumării identității etnice. Deplasările în teren continuă în județul Brăila, echipa Partidei Romilor urmărind identificarea problemelor cu care se confruntă comunitățile de romi, dar și informarea și creșterea gradului de participare și implicare civică a cetățenilor romi. Peste 200 de persoane din localitatea Vârbilău au participat săptămâna trecută la evenimentul organizat de Partida Romilor, filiala județului Prahova. În cadrul campaniei naționale Asumă-ți identitatea, localitatea este recunoscută pentru comunitatea numeroasă de etnici romi și celebră pentru artiștii talentați născuți și formați aici. Copii și adulți au înfruntat capriciile vremii și s-au bucurat atât de un spectacol artistic plin de energie, oferit de artiști îndrăgiți, între care amintim și cunoscutul Taraf de la Vârbilău, cât și de jocurile și concursurile pregătite de organizatori. Cei mici au avut la dispoziție tobogane, baloane și au trăit experiențe de neuitat în compania unor fantastici eroi de poveste. Are mândra, are mândra mea, mărciele. La rochiță, la rochiță, vantele. Asemeni tuturor evenimentelor organizate de Partida Romilor în județele din țară sub motoul Asumă-ți identitatea, acțiunea de la Vârbilău a demonstrat că manifestarea tradițiilor și solidaritatea sunt un pas important în asumarea cu mândrie a etniei și consolidarea responsabilității civice în comunitățile de romi. Ne-am organizat, zic eu, destul de bine la inițiativa domnului Păun, Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa. Este o acțiune civică care am organizat-o la nivel de județ și fiecare coleg de-al meu în teritoriu și județul, în județele din toată țara, ne-am organizat să facem această activitate în care să îndemnăm, să zic eu, să îndemnăm comunitatea romă de a-și declara identitatea. Și zic eu că aici, în comuna Vârbilău, o să avem un rezultat mai mare ca acum 10 ani, unde am avut aproape 1500 de declarați, sperăm să avem peste numărul de 2000 declarați de etnie romă. Este un lucru foarte bun ca comunitățile de romi din toată țara să se mobilizeze și să vină în ajutorul organizațiilor de romi de a-și declara identitatea. Fac un apel către ONG-urile rome și de ce nu și nerome, de a ne încuraja și de a ne sprijini, de a ne declara etnia din care facem parte. Eu sunt rom, m-am declarat și familia mea și toți prietenii mei care sunt de etnie romă s-au declarat. Și totodată vreau să-i mulțumesc președintelui Nicolae Păun pentru toată organizarea și tot ce a făcut la nivel de țară, pentru noi liderii județeni care putem să ne deplasăm în comunitățile cu romi,
cu pondere mare de romi. În programul organizației Partida Romilor, filiala Prahova, sunt incluse în următoarea perioadă încă 7 localități cu pondere mare de romi, unde se vor organiza acțiuni în cadrul campaniei Asumă-ți identitatea. Tot în județul Prahova, la Ploiești, a avut loc și întâlnirea organizației locale de tineret a Partidei Romilor, găzduită de sediul Partidei Romilor. La eveniment a participat și o delegație a conducerii centrale organizației de tineret a Partidei Romilor, condusă de președintele Ionuț Păun, dar și președintele filialei de seniori a Partidei Romilor Prahova, Nicolae Marghiolescu. În cadrul discuțiilor a fost stabilită agenda acțiunilor tinerilor rom din Prahova, prioritară fiind în următoarea lună susținerea campaniei Mesam Rom, partea campaniei naționale de asumare a identității în cadrul recensământului, dedicată comunităților rome, dar mai ales tinerilor romi. De asemenea, în discuțiile purtate în cadrul ședinței, s-a decis reorganizarea structurii de tineret la nivel județean. În acest context, în următoarele 6 luni, conducerea organizației de tineret a Partidei Romilor din Prahova va beneficia de o conducere și un consiliu director interimare, care vor gestiona activitățile tinerilor în comunitățile de romi. Ședința a fost un bun prilej pentru a analiza problemele comunității, dar și pentru a da glas inițiativelor propuse de tinerii romi pentru dezvoltarea comunității și susținerii noii generații de romi în societatea românească. Reprezentanții filialei Partidei Romilor din județul Cluj, coordonați de președintele Dan Roșianu, s-au deplasat săptămâna trecută în localitatea Bonțida, unde au derulat acțiunea Mândru că sunt rom, parte a campaniei naționale Asumă-ți identitatea, împărțită în acțiuni dedicate atât adulților cât și copiilor romi. În cadrul evenimentului, membrii Partidei Romilor au organizat o sesiune de informare, având ca scop conștientizarea cetățenilor rom din Bonțida asupra importanței recensământului populației și locuințelor și necesitatea asumării în mod conștient a elementelor precum limba maternă romanii, apartenența religioasă și etnia romă. Copiii din comunitate au participat la concursuri și ateliere de creație menite să stimuleze asumarea identității, au primit premii și s-au bucurat de întâlnirea cu personaje de poveste și animatori special invitați. O acțiune inedită s-a desfășurat săptămâna trecută la Săcuieni, în vestul țării. Echipa Partidei Romilor din județul Bihor, condusă de președintele filialei județene Ioan Lacatoș și Marian Daragiu, prim vicepreședinte al Partidei Romilor și subsecretar de stat în Ministerul Educației, au participat la Festivalul Culinar Romano Hamos, un eveniment derulat sub egida campaniei naționale Asumă-ți identitatea. Sute de participanți de toate vârstele, de etnie romă și nu numai, s-au bucurat de o atmosferă relaxată, în aer liber, întreținută cu muzică de calitate și de voie bună și animată de o serie de surprize. 40 de concurenți pasionați de arta culinară romă și-au demonstrat măestria în fața juriului și publicului, pregătind cele mai bune sarmale tradiționale după rețete vechi, cu secrete moștenite din familie. La final, cele mai originale și gustoase produse au fost premiate și degustate de public. Alături de locuitorii cartierelor din Săcuieni, la eveniment au participat deputatul minorității rome, Cătălin Manea, și deputatul Sabo Odon, vicepreședinte al Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților, reprezentanții ai administrației publice locale, dar și reprezentanți și lideri ai Partidei Romilor din județele Caraș-Severin, Timiș și Arad. Acțiunea menită să pună în valoare frumoasele tradiții rome a constituit un bun prilej pentru liderii Partidei Romilor de a le prezenta copiilor romi oportunitățile educației, totodată părinții fiind informați despre importanța participării și asumării identității rome în cadrul recensământului populației și locuințelor. În Moldova, echipa coordonatorului regional Daniel Vasile, prim vicepreședintele Partidei Romilor, s-a deplasat în teritoriu, organizând întâlniri cu cetățenii din comunitățile de romi din Pătrăuți, Suceava, Rediu Vaslui, Iași, Răducăneni și Bacău-Pădureni, în cadrul campaniei Mesam Rom Mișto. Cu acest prilej, membrii comunităților de romi au fost informați asupra importanței participării și asumării identității la recensământul populației și locuințelor, pentru a informa și încuraja asumarea etniei în fața recenzorului. Evenimentele din cadrul acțiunii Mesam Rom a Partidei Romilor au continuat în județul Bacău, într-o comunitate recunoscută pentru o longevivă generație de lăutari, la Pădureni, în comuna Berești-Bistrița. Echipa regională a Partidei Romilor va continua să se deplaseze în localitățile din nord-estul Moldovei, în agenda viitoarelor acțiuni, fiind înscrise peste 40 de comunități rurale și urbane, cu pondere ridicată de romi.
Părinții și copiii de etnie romă din satul Șercăița, din comuna Șinca, au participat în această săptămână la un eveniment cultural-educativ organizat de Partida Romilor, filiala județului Brașov, în cadrul campaniei Asumă-ți identitatea. Pentru cei mici a fost prezentată o piesă de teatru amuzantă și având un mesaj actual, iar după spectacol, părinții au purtat discuții cu reprezentanții Partidei Romilor, temele principale fiind rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, dar și participarea la recensământ. Liderii organizației romilor au explicat în detaliu participanților importanța asumării etnice în contextul recensământului populației și locuințelor. Atmosferă plină de voie bună la Clejani, unde Partida Romilor, filiala județului Giurgiu, a organizat în comunitatea de romi o nouă acțiune în cadrul campaniei naționale Asumă-ți identitatea. Peste 400 de persoane, copii și părinți, au participat la evenimentul menit să evidențieze valorile identității rome și conceptele de familie care îmbogățesc comunitățile rome. Nu întâmplător, copiii și tinerii din Clejani au participat la un concurs special de aptitudini interpretative, localitatea fiind renumită în toată țara pentru talentul și tradițiile muzicale ale localnicilor, transmise din generație în generație. De altfel, atât adulții cât mai ales copiii s-au bucurat de o serie de surprize pregătite de echipa Partidei Romilor Giurgiu, care promite să continue aceste acțiuni în mijlocul comunităților de romi. Așa cum vedeți, ne aflăm la Clejani, într-una dintre cele mai ample campanii de asumare identitară, mândru că sunt rom, mesa am rom, sunt mișto! Încercăm pe această cale să convingem populația de etnie romă cu ocazia acestui recensământ al populației și locuințelor să-și declare identitatea etnică, să se declare că sunt rom la recensământ, pentru că avem nevoie de aceste lucruri. Nadara, te aveți rom, si mișto! Urmează după săptămâna aceasta să mergem la Ghimpați, după care vom merge la Comana, Herești, am fost la Găujani, o campanie extraordinar de amplă și de puternică, vreau să-i mulțumim domnului președinte Nicolae Păun pe această cale pentru susținerea pe care ne-a dat-o. Așa cum vedeți, acum sunt mascote, copii, peste 300 de copii sunt în spatele meu. După ce vor termina cei mici să se joace, vor urma cele două formații, taraful de lăutari din Clejani și formația Adănuț Micu de la Izvoarele. Pentru adulți, pentru copii am pregătit o sumedenie de surprize dulci. Vreau să vă mulțumesc și să vă spun încă o dată, la recensământ, declarați-vă de etnie romă! O veritabilă sărbătoare a tradițiilor, plină de ritm și culoare, a atras atenția localnicilor și turiștilor din orașele Tulcea și Sulina, care au găzduit o ediție aniversară a Festivalului Concurs al Minorităților Naționale, Sărbările Deltei. După o absență de 2 ani din cauza restricțiilor impuse în perioada pandemiei, evenimentul multietnic al lunii iunie a revenit la malul Dunării. Având o tradiție de 2 decenii, festivalul reunește în fiecare an ansambluri artistice aparținând minorităților naționale, în scopul de a dezvolta și promova valorosul patrimoniu cultural al etniilor ce conviețuiesc în regiunea Dobrogei. De un mare succes s-a bucurat tradiționala paradă a artiștilor și costumele tradiționale, desfășurată în aer liber, un eveniment care întotdeauna stârnește admirația localnicilor și promovează, într-o manieră originală, diversitatea, tradițiile și valorile multietnice. Indiferent de etnie, tinerii artiști s-au bucurat să cânte și să danseze împreună. La ediția din acest an s-au prezentat în fața publicului ansambluri de dans și formații reprezentând comunitățile de romi, bulgari, maghiari, turci, tătari, greci, ruși, lipoveni, ucraineni, aromâni și megleno-români. Etnia romă a fost reprezentată cu succes de fanfara Transilvania Junior și ansamblul de dansuri Pralipen, înființat de Partida Romilor, filiala județului Tulcea, încă de acum 16 ani. Spre satisfacția spectatorilor, copii și tineri artiști romi, coordonați de coregraful Iulian Odică,
au încins scena, iar la Gala Laureaților, ansamblul Pralipen a obținut trofeul de excelență pentru evoluția pe scenă. Campania națională Asumă-ți identitatea a Asociației Partida Romilor Pro Europa a ajuns și în satul Pietrosu, comuna Costești, din județul Buzău. Scopul evenimentului a fost acela de responsabilizare a opiniei publice cu ocazia recensământului. Este al treilea eveniment pe care sucursala județeană Buzău o organizează la nivelul județului, în cadrul acestei campanii declanșate la nivel național de către Partida Romilor Pro Europa. Și sperăm ca prin aceste activități, acțiuni pe care le desfășurăm la nivel de județ, numărul romilor care se vor înregistra la recensământ, la recensământul acesta din ușă în ușă, va fi mult mai mare decât așteptările pe care le avem, pentru că foarte mulți statisticieni au spus că este posibil ca mare parte din rom să nu se mai declare la acest recensământ din motive pe care statistic sociologic le-au stabilit. Ei în total sunt peste 800 de romi, s-au declarat la nivelul anului 2001. În 2001 s-au declarat, când lucram la prefectură, s-au declarat 54 din 800 și ceva. Iar acum în 2011 s-au declarat vreo 180. Deci mai bine, dar nu este bine. Mai bine, dar nu bine, pentru exact. Că mă așteptam ca peste 600 să se declare și la mine în Similească, unde sunt 5.000 de romi, avem probleme pentru că romi care sunt vecini cu mine, care ne știm, s-au declarat români, cei care locuiesc chiar în spatele meu. Deci sunt. Da, da. Și i-am întrebat. Este inexplicabil. E greu de explicat. Da. Vreau să vă spun că și pe Facebook foarte mulți m-au întrebat ce avantaj am dacă mă declar de etnie romă. Și am încercat să explic punctual, pentru că sunt situații pentru fiecare familie în care au câte ceva de câștigat. Copiii lor primesc adeverințe de pentru locuri pentru romi, atât la liceu cât și la facultate. Pe locurile speciale. Pe locurile speciale. Există un număr mare de posturi dedicate etniei rome în administrația publică. Deci putem să discutăm de expres local la nivel comunal, la nivel județean, la nivel municipal. Putem să vorbim de profesori de limba română, putem să vorbim de mediator sanitar, mediator școlar. Deci în foarte multe localități unde există minoritate romă consistentă, nu sunt aceste posturi ocupate. Și dorim prin această campanie, inclusiv prin această campanie, să putem să producem o emulație în rândul comunității, atât să se declare ca etnie așa cum sunt și sunt recunoscute de către societatea, de către comunitate, dar și să le explicăm că sunt posibilități ca din cadrul lor să se ridice persoane care să ocupe posturile disponibile la acest moment. Sat de lăutari cu oameni gospodari, Pietrosu a fost locul de întâlnire al muzicii cu voia bună. Pentru cei mari, liderii zonali ai Partidei Romilor au transmis mesajul liderilor de la centru, respectiv importanța participării la recensământ și declararea etniei rome. Pentru cei mici, a fost bucuria de a participa la diferite ateliere, precum cel de face painting sau cel de baloane și, nu în ultimul rând, de a asculta cântecele preferate. Acum 12 ani, dacă nu mă înșel, tot așa, ne-am declarat foarte puțin și vă dați seama că ne-am declarat vreo câțiva, dacă s-au declarat vreo 10. Și vă dați seama că la nivel de comun avem aproape vreo 700, aproape 800 de romi. Majoritatea ies afară la muncă,
în special în Anglia, Germania, Spania, chiar Norvegia. Tocmai de-aia, chiar nu suntem toți, nu suntem toți acasă acum, dar au început să vină și noi declarându-ne mai mulți romi, o să avem și noi mai multe avantaje. Meseria mea constă în de a face mediere sanitară, a comunica cu oamenii. Legătura mea este dintre primărie, medic și școala gimnazială Costești. Adică lucrurile care contează cu adevărat în comunitate. Exact, nu? Exact. Și haideți să-mi spuneți acum și părerea noastră de specialist și de om simplu care participă la eveniment. Cum vi se pare ce se întâmplă aici? Părerea mea despre comunitatea noastră, sunt oameni foarte buni, cu minți, muncesc, muncitori. Se vede că arată destul de bine aici, casele sunt întreținute. Cât de cât curățenie. Ca de fiecare dată, evenimentul s-a încheiat cu acordarea de premii din partea Asociației Partida Romilor Pro Europa pentru cei mici care au participat la diferite activități. Campania națională Asumă-ți identitatea a Asociației Partida Romilor Pro Europa a ajuns și în comuna Berevoiești din județul Argeș, eveniment major în viața localității, dar în special a etniei rome. Ne aflăm în sucursala Partidei Romilor din localitatea Berevoiești, județul Argeș, care ține de centru din Câmpul Lung. Astăzi aici desfășurăm o acțiune culturală cu tema privitoare la asumarea identității. Sunt prezenți copii, profesori, învățători din localitate, membri din comunitatea noastră. Ne-am propus prin această acțiune să punem în evidență valorile noastre, muzica, dansul, să-i atragem pe oameni, să putem să transmitem mesajul nostru referitor la recensământ. Ne interesează ca semenii noștri din această localitate, romii noștri, să se declare, să-și asume identitatea, pentru că de ei depinde viitorul acestei comunități. În măsura în care ei vor înțelege la apelul nostru să-și declare identitatea, vor avea mai mult de câștigat. În măsura în care vor reuși să primească recenzorii, să răspundă la întrebările respective, comunitatea va exista. Dacă comunitatea există, atunci vor avea și drepturi să ceară implicarea autorităților în atragerea de fonduri. Tocmai asta voiam să vă întreb. Este o comunitate defavorizată undeva aici în zonă și tocmai de asta e nevoie să se declare, pentru ca infrastructura să se dezvolte. Există o comunitate compactă unde sunt majoritatea membrilor noștri, romii noștri acolo sunt. O mare problemă ar fi cea referitoare la cursul apei, care de multe ori este posibil să mai fie revărsări și atunci va trebui să există o implicare mult mai mare, adică și autorităților locale, dar undeva și la Ministerul de Resort. De aceea, noi încercăm să-i mobilizăm pe cetățeni să primească recenzorii, să-și declare identitatea romă și, până la urmă, este un drept al lor. Să putem beneficia de fonduri care să rezolve problemele. Deși condițiile atmosferice le-au dat organizatorilor planurile peste cap, energicul președinte al filialei Argeș a reușit să mute evenimentul pe ultima sută de metri în sala Căminului Cultural din centrul comunei. Cu această ocazie și cu acest prilej deosebit îi mulțumesc președintelui domnul Nicolae Păun, fiindcă ne-a oferit această posibilitate deosebită să fim în mijlocul copiilor și al membrilor comunității de romi, ne creștem stima de sine.
Este ne asumăm un lucru deosebit și facem generațiile care vin după noi să se simte mândri că sunt romi. Ăsta e scopul nostru. Prin cultura noastră, prin muzica, prin dansurile noastre, prin cântecele noastre, prin portul nostru mai ales tradițional, putem să arătăm lumii că suntem oameni, la rândul nostru, serioși, că suntem oameni de nădejde, oameni pe care societatea românească se poate baza. Această localitate are mare nevoie de apă potabilă, cu toate că avem o rețea de apă, de canalizare, de asfalt, investiții în școli. Toate astea le putem face dacă noi ne asumăm un lucru de care trebuie să fim mândri, să fim romi, ceea ce suntem. Adică etnia și identitatea, da? E foarte bine și mai ales că noi încet, încet trebuie să creștem, cu această ocazie ne creștem stima de sine. Pe scenă au urcat mai multe clase de copii talentați din satul Gămăcești. Am fost încântați să descoperim un spectacol de zile mari pus în scenă de cadrele didactice de la școala primară din localitate, dar și de alte unități de învățământ. Am venit să le, eu personal, și la femei și la toată comunitatea, să-i îndrum să-și asume apartenența etnică, să se declare romi, pentru un viitor mai frumos, pentru o viață mai bună și să facem lucruri frumoase împreună. Și ca și în organizația de femei, dacă îmi permiteți, am avut proiecte foarte bune pe sănătate, o să mai facem proiecte pe sănătate, pe educație cu copiii, nu știu, foarte multe proiecte bune în acest sens pentru toată comunitatea de rom. Sunt proiecte socioculturale, nu? Multe dintre ele, adică vizează și partea de cultură, și partea de educație, și partea socială, nu? De infrastructură. Bineînțeles, în primul rând partea de educație și de cultură, în primul rând, pentru că avem nevoie de așa ceva. Deja la Câmpul Lung am început și noi ne avem zilnic în activitatea noastră de la sediu, în sediul Câmpul Lungului, ne facem activități culturale cu copilași, îi învățăm să scrie, eu am cursul și de mediator școlar și atunci îi învățăm să scrie, să citească, să deseneze, spunem poezii, cântece, adică desfășurăm activități cu ei frumoase. La eveniment au participat, pe lângă elevii școlilor din zonă, și o formație locală. Putem să spunem la romii noștri să declare romi ca să ne meargă bine, adică ca fiecare, nu? Să fim forță, romii noștri din toată țara și din toată Europa, să ne declarăm romi. Te avem Bactale, Deltumen Odel Mult Bach. Vă pupăm, să vă dea Dumnezeu sănătate! La Căminul Cultural din Berevoiești, programul artistic s-a încheiat cu acordarea de premii din partea Asociației Partida Romilor Pro Europa pentru cei mici, iar noi am pornit mai departe pentru a vedea și discuta despre problemele cu care se confruntă comunitatea din Gămăcești. Mi-am pus toată silința mea și toată puterea mea pentru comunitatea aceasta de rom. Ce s-a putut face și ce mi-a depins de mine și de primărie și de partidul nostru a romilor. Am fost ajutat și cât de partea partidului și de partea primăriei, vorbind cel puțin 1700-800. Deci aproape 2000 de oameni și din aceste persoane, spuneți-mi, care e problema? Nu se declară rome, adică cam asta ar fi treaba, că nu acceptă ideea sau cum? Nu, eu lucrez cu ei în fiecare zi, că sunt la 416 pe care lucrez cu ei și mă ocup de așa ceva și nu am auzit niciunul să nu se declare. Adică toți s-au declarat, da? Toți s-au declarat rom. Și care s-au declarat până acum și daci înainte se declară rom. Care sunt problemele cele mai mari aici în
în comunitatea aceasta? Din punctul nostru de vedere, sigur, nu al autorității, deci din punctul nostru de vedere. Din punctul meu de vedere, adică ce ar mai trebui pentru aceștia comunitate, ar trebui un loc de casă, că suntem prea mulți și ne-am înghesuit și stăm și câte trei familii în, într-o gospodărie. Într-o gospodărie pe 400-500 de metri pătrați. Asta este problema cea mai mare, cea mai mare care este. A doua, avem niște voi, că suntem aici sub pădurea aceasta. Sunteți frate cu natura, că da. Cam vine natura, da, peste dumneavoastră. Sunt mii de natura de aici și de zona care suntem, dar ar trebui să o amenajăm, da, 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 mai bine. Da. Avem nevoie de canale care dirigează apa să nu mai vie până gospodăriile cetățeanului, avem nevoie de diguri, de diguire care să apa... Da, să vă protejeze. Să nu mai vină, că ne-a deranjat foarte mult. Avem și aș cere autorităților mai multe ca să se ocupe de noi. Agenția Națională pentru Romi a găzduit o întâlnire de lucru cu experți vizând etapele realizării unui muzeu al istoriei și culturii romilor. Reuniunea a avut ca punct de plecare Strategia Națională pentru Prevenirea și Combaterea Antisemitismului, Xenofobiei, Radicalizării și Discursului Instigator la Ură, aferentă perioadei 2021-2023, conform hotărârii de guvern numărul 539/2021. După cum probabil știți, este vorba despre o responsabilitate a Agenției Națională pentru Romi în calitate de instituție coordonatoare a unei măsuri prevăzute în HG539, aceea prin care avem responsabilitatea de a realiza un studiu de fezabilitate cu privire la înființarea unui muzeu al istoriei și culturii romilor. În discuțiile pe care le-am avut cu domnul Florian, cel care a coordonat înființarea Muzeului Evreilor, am constatat că avem niște lipsuri, ca să le numesc așa, în sensul în care în hotărârea de guvern 539 agenția are obligația de a realiza acest studiu de fezabilitate. Ori studiu de fezabilitate presupune existența unei clădiri sau unui teren la care să ne raportăm. Și atunci a rezultat nevoia de a clarifica mai întâi ce ne dorim ca acest muzeu să fie. Care să fie expoziția principală, care să fie elementele pe care le dorim să le promovăm în cadrul muzeului, iar ulterior să stabilim ce ne dorim. Să identificăm o clădire, să fie un teren pe care să construim. Cert este că la acest moment, la nivelul guvernului, prin cancelaria primului ministru, avem toată deschiderea și încercăm să punem bazele unui storyline, în sensul în care am încercat să identificăm persoane cu nivel înalt de expertiză și experiență, care în baza cărora să ne punem toate speranțele pentru ca ideea de muzeu, conceptul de muzeu să fie clarificat. Eu îmi doresc foarte, foarte mult ca până la finele acestui an, având în vedere că Agenția Națională pentru Romi are deja în buget resursele pentru ca acest storyline, cum l-am numit noi, să fie realizat. Personal îmi doresc ca acest lucru să fie realizat până în luna octombrie, la final, poate începutul lunii noiembrie. Nu știu, aici trebuie să-mi spuneți dumneavoastră în ce măsură credeți că acest termen este fezabil. Mă bazez foarte mult pe experiența și pe expertiza dumneavoastră.
Este foarte clar că munca dumneavoastră trebuie să fie remunerată fără doar și poate. Aici este o discuție pe care o să doresc să o clarificăm după ce stabilim primii pași. Îmi doresc foarte, foarte mult ca tot acest proiect să fie coordonat de domnul Nițulescu, directorul Muzeului Țăranului Român, pe partea de conceptul general de istorie. Era partea de istorie coordonată de domnul Achim, bineînțeles, alături de Adrian Furtună, Petre Matei și Petre Petcuț, în măsura în care vă și dați acordul pentru a participa la realizarea acestui concept. Ca acțiune principală a Agenției Naționale pentru Romi, în cadrul discuției s-a impus realizarea unui studiu de fezabilitate cu privire la înființarea Muzeului Istoriei și Culturii Romilor. La discuții au participat specialiști importanți în domeniu, printre care îi amintim pe istoricul Viorel Achim, profesor universitar doctor în cadrul Institutului de Istorie Nicolae Iorga și al Academiei Române, Virgil Ștefan Nițulescu, managerul Muzeului Țăranului Român, iar din partea Cancelariei Prim-Ministrului, Secretarul de Stat Irina Dumitrița Solomon. Acest obiectiv, realizarea studiului de fezabilitate în ceea ce privește Muzeul Istoriei și Culturii Romilor, este un obiectiv asumat de Guvernul României, nu doar printr-o strategie, cea privind prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, ci și prin recenta strategie privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome. Deci este un obiectiv asumat de Guvernul României. Sunt termene foarte stricte prevăzute prin HG 539 din 2021. A fost aprobat raportul privind implementarea strategiei în primul an de la adoptare, iar unul dintre angajamentele pe care ni le-am asumat, atât eu în calitate de coordonator cât și al Comitetului Interministerial, cât și instituțiile coordonatoare, este de a îndeplini aceste ținte asumate și de a recupera întârzierile. Ori acest studiu de fezabilitate are ca deadline luna mai 2023, de aceea este foarte important ca acest grup de lucru să aibă în vedere această țintă. La fel, este foarte important ca activitatea grupului de lucru să se finalizeze cu un livrabil, respectiv acest concept paper pe care l-ați numit dumneavoastră și care ulterior va fi validat de o comisie interinstituțională formată din reprezentanții ai unor instituții cu atribuții în domeniu. Vă doresc mult succes și vă asigur din nou de sprijinul Cancelariei Prim-Ministrului în activitate. S-a amintit de nevoia creării unei lucrări științifice care să stea la baza materializării conceptului Muzeului Istoriei și Culturii Romilor. Printre obiective, conceperea unei expoziții permanente și gândirea altor expoziții temporare. Expoziția permanentă să cuprindă o colecție de bază, având suportul tuturor comunităților rome, colecție cu valoare de patrimoniu, nevoia imperioasă a unui teren și a unei clădiri cu arhitectură contemporană care să aibă semnificații pentru publicul de azi și care să dispună de spații ample precum săli de conferință, bibliotecă, etc. Crearea unui muzeu al unei comunități este, dacă vreți, un test al maturității respectivei comunități. Când statele naționale s-au creat în Europa, prin secolul XIX, toate s-au grăbit să-și creeze niște muzee naționale. Când un grup cultural sau un grup etnic în lumea occidentală sau în spațiul european, în primul rând, a ajuns la un nivel de coeziune și la apariția unei elite cu un program cultural pentru respectiva comunitate și respectiva minoritate, la fel întotdeauna s-a pus problema creării unui muzeu și s-au și creat astfel de muzee. Crearea unui muzeu de istorie și cultura romilor din România merge pe această, să spunem așa, tradiție europeană în care muzeul vine ca o dovadă a atingerii de către acea comunitate a unui anumit standard de dezvoltare culturală, de dezvoltare a conștiinței grupului respectiv și a integrării grupului sau minorității respective în țara
ai căror cetățeni sunt. Este o chestiune de maturitate. Este și o altă, semnificație pe care cred eu că o are crearea unui muzeu de istorie și cultura romilor din România. Acest muzeu este un muzeu sau va fi un muzeu creația statului român. Muzeele comunitare și muzeele minorităților s-au creat peste tot în ultima sută de ani, sau poate chiar mai bine de sute de ani, de către comunitățile respective. Abia în ultimele decenii, pe aici, pe acolo, s-au creat muzee ale minorităților sau grupurilor etnice cu suportul statelor. Crearea acestui muzeu ar trebui să arate, și cred că se va ajunge la lucrul acesta, la crearea muzeului, faptul că statul român și elita statului român, cea care gestionează programele culturale și investițiile culturale ale statului român, a ajuns la un nivel în care pune preț pe minorități și pe diversitatea culturală, în primul rând, a țării. Muzeul acesta, sub foarte multe aspecte, va fi ceva nou. Deci, ca și concept și materializare, ca implicare a autorităților române, ca libertate pe care am înțeles eu că guvernul român o acordă minorității rome, Agenția Națională pentru Romi, în gândirea și organizarea acestui muzeu. Va fi un muzeu nu doar al minorității rome, va fi și un muzeu al României și va fi și un muzeu de istorie și un muzeu al culturii naționale a României, incluzând istoria și cultura minorității rome. Experiența managerului Muzeului Țăranului Român a fost și ea salutată de grupul de lucru, iar intervențiile domniei sale au fost ascultate cu mare interes. Cum vedeți apariția unui muzeu al istoriei și culturii romilor? Este un act și necesar și oportun și sper că va putea fi dus la îndeplinire cât se poate de repede. Nu e simplu. Dar este nevoie de o asemenea instituție publică de cultură, instituția statului român, pentru că în trecutul apropiat încă minoritatea romă din România a avut de suferit, a fost, prejudiciată de o lipsă de înțelegere la nivelul întregii societăți și este necesară o apropiere între diversele segmente etnice ale națiunii române. Așa încât, din această perspectivă, vorbesc eu ca un etnic majoritar român, eu cred că noi toți ceilalți avem nevoie de o instituție de cultură care să ne prezinte cultura romilor din România. Pe de o parte, nu avem o cunoaștere foarte exactă a culturii romilor în general, pe de altă parte nu știm exact care a fost contribuția romilor de-a lungul ultimelor secole la dezvoltarea societății românești. Și o asemenea instituție, cred eu, ar putea să aducă lămurile necesare. În plus, cred că ar fi o instituție care ar putea să atragă, în afară de publicul românesc, ar putea să atragă și public străin. Este ca orice instituție publică de cultură, trebuie să fie deschisă oricărui vizitator din lumea întreagă. Cred că avem toate motivele să vedem necesitatea acestei instituții. Rămâne de văzut care va fi forța micului nostru grup de lucru care se înființează acum ca urmare inițiativei Guvernului României de a pune pe masa decidențelor politice în cel mai scurt timp posibil o foaie de parcurs pentru înființarea propriu-zisă acestui muzeu, nou muzeu național.
Aceasta a fost prima întâlnire de lucru din cadrul unui lung șir care are ca scop implementarea etapelor și materializarea Muzeului Istoriei și Culturii Romilor. Comuna Castelu, județul Constanța, gradul de sărăcie pe care îl cuprindem cu privirea ar îngenunchea pe oricine. Ca o fină ironie, în castelu nu găsim bogăție așa cum poate că ne-am gândi, ci câmp, noroaie, case improvizate fără utilități, drumuri neasfaltate și mulți copii. Desculți, veseli și îndrăzneți, copiii din castelu sunt legați unul de altul printr-un fir invizibil, sărăcia. Lipsurile de toate felurile fac parte din traiul lor zilnic. Întrebarea, oare există o viață mai bună, nu își are locul, pentru că nu există termen de comparație. Copiii din castelu nu frecventează școala pentru a ști că se poate trăi și altfel. Universul lor este foarte restrâns, iar cărțile, profesorii, un program de studiu, rigoarea și disciplina reprezintă ceva ce le este în totalitate străin. Copiii din castelu nu merg la școală, prin urmare, nu știu să scrie, să citească, să spună poezii, nu își folosesc potențialul nativ, deci nu au un viitor. A fost numit Luminița de la capătul tunelului. Ne-am bucurat că i s-a spus așa pentru că ceea ce face Marian Daragiu pentru copiii din castelu reprezintă un efort demn de toată lauda. Este sprijinit de către Partida Romilor Pro Europa și Ministerul Educației și Cercetării. A vizitat castelul de 5 ori într-o lună. Dincolo de telefoane și planificări, cel mai mare merit al său este că reprezintă nucleul care strânge la masa dezbaterilor toți factorii decizionali din cadrul Ministerului Educației, ONG-uri mari sau factori decizionali de la nivel local și județean, împreună pentru o viață mai bună, în castelu este mesajul acțiunii pe care vă prezentăm în minutele următoare. Veți putea urmări o ședință de lucru inedită. Vă prezentăm pas cu pas cum se poartă un dialog constructiv atunci când se decide soarta unor copii. Vorbim despre 120 de copii din comuna Castelu, turci, romi și români, care nu au fost niciodată înscriși la grădiniță și școală, copii cu vârste cuprinse între 3 și 10 ani, copii pe care i-ați văzut pe ulițele satului. Sper că împreună să reușim să-mi văd și eu visul împlinit, toți copiii din castelu, cu CNP, fără CNP, toți copiii să fie la școală. Asta ne dorim, ne dorim și noi. Care din 90 nu l-am împlinit. Suntem în direcția bună, doamna viceprimar. Okay. Mulțumim că sunteți cu noi. Faceți-vă treaba și luminița de la capătul tunelului. Este un moment de celebrare această întâlnire. Este un moment la care începem să numărăm bobocii, i-am crescut peste vară, am muncit la ei, au fost demersuri și eforturi depuse intens, atât de către colegii din societate civilă, cât și de către școală. Și vă mulțumesc foarte mult, doamna director Marin, pentru tot sprijinul pe care ne l-ați oferit. Apoi de către inspectoratul școlar, care a avut disponibilitatea să ne asiste, să pună la dispoziție toate demersurile necesare pentru a ne asigura că cei 120 de copii care nu sunt înscriși și nu au fost înscriși niciodată la școală, deși vârsta lor de școlarizare ar reclama această nevoie, această normalitate de a fi elevi în școală, iată că după o vară de muncă reușim să regăsim în sir peste 100 de copii. Suntem la o întâlnire la care încercăm să corelăm acum prezența copiilor pe nivele, să vedem cum aducem și cum răspundem cu norme de cadre didactice, cum răspundem cu persoane care să joace acest rol de mediator între școală și comunitate, și ne referim la mediatorul școlar, pentru că sunt nevoi suplimentare dintr-o dată. Care este efectivul școlar în momentul de față, doamna directoare? 670, vorbim de 120 de copii care vor intra în sistem, o cifră însemnată. Este clar că școala va resimți o schimbare, iar acestei schimbări trebuie să-i facem față printr-un personal calificat, personal auxiliar, în așa fel încât școala să poată să-și ducă mai departe menirea aceea de a pune la dispoziția copilului toate resursele și de a-l ajuta, îndruma, asista, pentru ca fiecare dintre cei prezenți în școală, fiecare copil, să-și poată atinge într-un final
potențialul lui de dezvoltare, potențialul uman, acela de a deveni un cetățean așa cum îl dorim fiecare dintre noi. Ședința are scopul de a stabili demersurile necesare pe care factorii decizionali prezenți la întâlnire trebuie să îi parcurgă pentru a integra pe acești copii în sistemul informatic integrat al învățământului din România. Sunt foarte curios să văd unde am ajuns după aceste, cred că este a cincea întâlnire la care participăm, unde suntem în acest moment, care sunt demersurile care s-au făcut până în acest moment, care sunt demersurile care urmează să se întâmple din acest moment până în septembrie 15. Vreau să știu mai multe despre planul de școlarizare, vreau să știu dacă îi vedem pe copii în SIR, să corelăm SIR-ul și nivelul de încadrare a copiilor, fie că vorbim despre grupe de grădinițe, fie că vorbim despre clasa pregătitoare sau în clasa întâi, fiecare acum la ce vârstă sunt. Și să vedem apoi resursa umană disponibilă. Aștept apoi ca domnul inspector școlar general Sorin Mihai să ne transmită care sunt nevoile din partea, nevoile instituției dumnealui, ca să putem să răspundem de la nivel de minister și să accelerăm acest proces, pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Nu trebuie să avem de asemenea în vedere și informația legată de faptul că după data de 1 iulie s-ar putea să avem o provocare în a angaja resursă umană. Este o știre care se propagă în mediul public, vorbind despre imposibilitatea de a se mai face angajări după data de 1 iulie. De aceea ceea ce avem de făcut trebuie făcut. Iar această situație, care este o situație specială, trebuie tratată în mod special. Spun specială pentru că vorbim despre un număr mare de copii care ne intră în sistem. Prima temă pe ordinea de zi, sistemul informatic integrat al învățământului din România, este o bază de date la care are acces Ministerul Educației și Cercetării, au acces inspectoratele școlare, cadrele didactice și elevii. Aici se mai poate vedea parcursul educațional al fiecărui elev, absențe, performanțe sau sincope de orice fel. La nivelul întregului județ, inspectoratul îi cade în sarcină să identifice care este situația și unde trebuie suplimentat. În speța de față, având în vedere, așa cum am spus, că avem OAT cu o singură unitate de învățământ, evident, tot ceea ce este peste planul de școlarizare propus de către unitatea de învățământ se va suplimenta. De fapt, la fiecare, bună ziua, la fiecare unitate de învățământ. Întreg calendarul de mobilități se finalizează tot în septembrie. Dar normele vor fi alocate, bineînțeles, pe clasele respective, pentru că cineva va fi la clasa respectivă. Iarăși, nu există adică aici niciun dubiu. Copiii vor fi în clasă, în fața copilului trebuie să fie un cadru didactic. Avem acel calendar, avem certitudinea din partea domnului general că acel calendar este respectat, pentru că... Dar este un calendar național, adică... Da? Singura problemă este că acei candidați care doresc să vină să se înscrie în acea perioadă și să înscrie. Respecte... Acum, aceasta este backup-ul pe care noi l-am luat și despre asta vorbea domnul Sorin Mihai. Backup-ul este asigurat de colegii de la Noi am vrea să nu fie backup, ci să fie în prima linie. Exact. Dezbaterea de astăzi reprezintă un pionierat, iar soluțiile care se propun aici fac parte dintr-o strategie de lucru pe care experții o privesc cu speranță. Dacă va da rezultate, aceste măsuri vor fi introduse și în alte medii vulnerabile din țară. Momentan, zonele de intervenție din comuna Castelu sunt Văleni, Dobreni și Făurei. Un alt subiect care a fost îndelung dezbătut a fost cazul copiilor vorbitori de limbă turcă exclusiv. În contextul în care cadrul didactic nu este vorbitor, ce se va întâmpla cu acești copii și cum anume vor fi integrați în sistem, au fost întrebările la care specialiștii au încercat să găsească o soluție. Mediatorul școlar poate reprezenta o soluție, dar este necesar ca acesta să fie parte din comunitate pentru a-i înțelege problemele de fond. Vă spun acum ca mesaj din partea domnului ministru, a domnului secretar de stat Sorin Ion, a domnului consilier personal Radu Sechei, vi listez pe toți cei care mi-au spus, transmiteți-i domnului inspector școlar general, inclusiv domnul ministru Sorin Câmpeanu, care are tot sprijinul ministerului, doar să ne ceară ce are nevoie. Deci vă rog, faceți toate diligențele necesare, adresați-vă ministerului educației, aveți tot sprijinul, vi-l spun încă o dată, ca să putem să răspundem nevoii acestor copii, pe de o parte de a intra în școală și de a fi înscriși și apoi
odată ce sunt în școală, să poată să și înțeleagă ce se întâmplă în școală. Îmi cer scuze, am avut acest feedback ieri, pentru că am fost prezent la București. Eu la, știu toate lucrurile astea, școala nu trebuie european. Să le confirmați. Și da, tocmai aceste discuții le-am avut și cu domnul ministru și cu domnul secretar de stat și cu domnul Sechei și au confirmat că avem tot sprijinul, de aceea. Eu spun că rezolvarea o vom avea într-o comunicare cu ministerul, pentru că știm că avem toată deschiderea. O altă propunere utilă care a venit din partea lui Marian Daragiu au fost implementarea unor sesiuni de informare și pregătirea cadrelor didactice pentru un modul intercultural care să îi pregătească pe profesori în lucrul cu micuții care vorbesc alte limbi decât româna, turca sau romanii. La final, toți cei prezenți au primit un proces verbal cu punctele discutate în cadrul ședinței. Eu mă declar mulțumit, avem deja un plan de acțiune, nu văd blocaje nicăieri în această fază, decât au fost niște neînțelegeri în zona de comunicare, da? Dar s-au clarificat și acestea. Sunt la masă toți cei care contează în luarea deciziilor pentru a duce mai departe și cu succes acest proces, așa că eu vă mulțumesc tare mult de timpul alocat acestei întâlniri. Vă mărturisesc că am fost surprins atunci când domnul ministru Sorin Câmpeanu mi-a solicitat implicarea într-o situație pe care de altfel am mai întâlnit-o în țară. În calitatea mea de vicepreședinte al Partidului Romilor Pro Europa, am bătut comunitățile de-a lungul anilor și trebuie să vă spun că ce se întâmplă la Castelu, din păcate, este comun în multe alte situații. Doar că am simțit că aici la Castelu, găsind oameni dispuși să se implice din mai multe instituții, și vorbesc și despre școală, și despre inspectoratul școlar, și despre organizații non-guvernamentale, și inclusiv despre Partida Romilor Pro Europa, care este implicată direct în acest proces, am simțit că este poate să devină un model de bună practică. Dacă vom reuși să aducem și să integrăm în școală, să înscriem în școală pentru prima dată pe toți cei 120 de copii care nu au fost niciodată înscriși la școală. Vorbesc despre 120 de copii de vârstă școlară, preșcolară și școlară, care sunt pe stradă. Adică acești 120 de copii sunt adulții de mâine care, în lipsa unei educații de calitate, vor fi beneficiarii de ajutor social, asistații sociali, povara societății. Adică vor fi cei pe care nu îi dorim și îi izolăm de societate, uitând de fapt sau făcând abstracție de fapt că este momentul și acesta este momentul în care noi trebuie să le deschidem, să întindem o mână către ei. Din toamnă vom vedea 120 de copii în această școală din spatele meu și în grădinița care este în stânga mea. Pentru a primi 120 de copii, ai nevoie de norme noi. Nu doar norme didactice, ci și auxiliare. Ai nevoie și de educatori, ai nevoie și de învățători, ai nevoie și de persoane care se ocupe de zona de curățenie, ai nevoie și de mediatori școlari, ai nevoie practic de un personal suplimentar, resursă umană care să intre în sistem și evident că pentru asta trebuie implicat inspectoratul școlar, ceea ce s-a și întâmplat. Sunt optimist pentru că lucrurile sunt în direcția bună, suntem aici la 5-a, 6-a vizită. Este perioada de vară, este bine că am luat lucrurile din timp, în așa fel încât în 5 septembrie școala să fie, să se deschidă pentru acești copii, iar pentru prima oară sunetul de clopoțel să sune pentru acei copii care vin pentru prima dată în școală. Echipa emisiunii noastre rămâne aproape de școala gimnazială din Castelu. Din toamnă, clopoțelul va suna pentru acești copii. Șansa la educație este cadoul cel mai mare pe care îl pot primi, iar părinților trebuie să fie conștienți că doar școala poate schimba în bine viitorul copiilor lor. Mesajul campaniei Asumă-ți identitatea, declară-ți etnia, demarată de către Partida Romilor Pro Europa la nivel național, a ajuns și la romii din municipiul Târgoviște. Promovarea tradițiilor rome a fost unul dintre obiectivele acestei acțiuni, standuri de prezentare a cărților de gramatică, istorie și literatură romă, obiecte realizate manual de meșteșugari romi și muzică romă au reprezentat atracțiile acestui eveniment. Această acțiune face parte dintr-o campanie amplă derulată încă din luna noiembrie 2021, la
la inițiativa președintelui Partidei Romilor, Nicolae Păun, la sediul filialelor din țară și apoi în interiorul comunităților cu pondere semnificativă de romi, liderii romi, membrii organizației de tineret a Partidei Romilor și voluntarii ai asociației au convocat o serie de întâlniri pentru a supune atenției etnicilor romi beneficiile declarării identității. Să nu credeți că acest recensământ sau această campanie de asumare a identității și de declararea a etniei o fac pentru mine. Asta o facem pentru toți, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, pentru voi. De aceea vă rog frumos, la acest recensământ, care a început de acum câteva zile, în momentul când vine recenzorul la voi, cei care v-ați autorecenzat, nu vă mai recenzați. Chiar dacă recenzorul insistă, nu vă recenzați. Aveți probleme? Mă contactați pe mine sau pe domnul Răducanu și ne deplasăm la fața locului. Recenzul o să vin la dumneavoastră, vă rog să fiți comunicativi, să răspundeți la întrebările care vi le pune și la rubrica unde vine cu etnia, vă rog frumos să vă declarați etnia. Sunteți cetățeni români de etnie romă. Fiți mândri, nu vă fie teamă, nu vă fie rușine. Partida Romilor Pro Europa s-a implicat destul de mult de la începutul recensământului și aici vorbesc inclusiv de faza de început de autorecenzare. Liderii noștri din mai multe județe și sucursalele din comunele respective, din județele respective, au facilitat, ca să spun așa, prin etnicii din comunitate să aducă informația autorecenzării, în special pentru tinerii care aveau acces către o sursă de internet. Bineînțeles, acea fază s-a terminat. Pot spune că suntem mulțumiți de ce s-a întâmplat pe partea aceasta de autorecenzare. Însă acum ne revine sarcina în continuare și termenul nu este foarte mare până pe 17 iulie, ca prin această campanie și cu acest tip de evenimente să scoatem această campanie de informare și conștientizare pentru etnicii din comunitățile de romi. Spun campanie de informare și conștientizare pentru că informare să înțeleagă cât de importantă este, cât de important este acest recensământ. Este pentru prima oară că, când oamenii, da, vorbesc de, nu neapărat de etnici, populația în general poate fi sancționată dacă nu dă curs acestui recensământ. De aceea oamenii trebuie să fie informați, mai ales cei în vârstă care nu au acces întotdeauna către canalele media. Și spun de conștientizare pentru că consider că este foarte important să înțeleagă de ce ei trebuie să-și declare etnia și să nu le mai fie rușine să recunoască că sunt romi. Sunt bani care vin către țara noastră și care pot fi accesați de autoritățile locale pentru a dezvolta comunitățile de romi. Însă acest lucru nu se poate întâmpla dacă noi nu avem un număr clar de etnici declarați. Dacă avem doar din vorbe și nu avem oficial scris, acest lucru nu ne ajută. Numărul lor cât mai mare contează foarte mult pentru a fi luați în serios de către autoritățile locale. La recensământul din anul 2011, în județul Dâmbovița, cifra oficială a minoritarilor romi era de 29.700 de oameni, iar în municipiul Târgoviște de 2.900. Reprezentanții Partidei Romilor Pro Europa speră că la recensământul de anul acesta, etnicii romi să se declare în număr cât mai mare, având în vedere că natalitatea în rândurile acestora a crescut simțitor din 2011 până în prezent. Etapa de autorecenzare s-a încheiat și a decurs foarte bine în acest județ. Vorbim despre
despre 3300 de romi care s-au autorecenzat în sistem digital la sediile Partidei Romilor de pe raza județului Dâmbovița. Acest procentaj îmbucurător le dă speranțe liderilor romi că situația se va prezenta la fel de bine și acum, în etapa a treia, cu recenzorul care colectează informațiile din ușă în ușă. Acest număr s-a putut realiza pentru că la noi, la sediul la Partida Romului Municipiu, am putut să aducem și să aducem majoritatea romilor care au dorit să se recunoască și le-am făcut recenzarea la noi la sediu. Am plecat tot la fel prin comunități cu ei și o parte din ei văzându-ne pe noi și le-am spus, nu puteți să nu spuneți că nu sunteți romi. Pentru că voi ați observat, dacă mergem în față, la primărie undeva, și când vedeți, uite, vine știganul ăla, de ce să ne recunoaștem? Nu trebuie să ne fie rușine. Din contră, trebuie să fim mândri că suntem cetățeni români de etnie romă. Deci a decurs bine, am făcut niște puncte unde am mers împreună cu oamenii care i-am pus noi și s-au declarat. A fost de acord ca să se declare. Acum sperăm, eu așa sper, cu acțiunile acestea care le parcurgem acum, ca să-i facem, să-i aducem, să-și recunoască etnia, că numai așa avem beneficii, împreună putem să fim cât mai mulți și așa putem să mergem peste tot și să ne mândrim că suntem romi. Înțeleg etnicii romi avantajele declarării, mai ales pentru educația copiilor lor? O parte din ei înțeleg, cei mai bătrâni mai puțin. Cu tineretul vrem să facem cât mai mult, să mergem cu el, să le explicăm rolul important, cu cât suntem mai mulți, cu cât se declară într-o comunitate mai mulți romi, cu atât se poate aduce fonduri pe ei, pe comunitate, pentru infrastructură, pentru iluminat, pentru canalizare și să poată să beneficieze și pentru toate necesitățile, mai ales pentru educația copiilor. Da. Deci o parte din ei au înțeles. Acum să vedem ce va fi, cum va fi. Noi sperăm să iasă bine. Așa sperăm. Despre recenzorii clasici, câți recenzori de etnie romă sunt pe teren? Vor fi acum în etapa a treia? Despre etnia, despre recenzorii noștri, din 36 de comunități pe care le avem, avem 12 recenzori care va fi în comunități. Mi-am mobilizat toți liderii din toate comunitățile și să fie ca un fel de observatori, cu toate că ei nu au dreptul lor, n-am înțeles și nu o să înțeleg niciodată de ce domnii primari aduce în comunitate la mine niște oameni care nu cunoaște, nu-i primește oamenii, că oamenii deja sunt puțin, nu prea vor să se declare. Pentru că a rămas cu cutul mai aia, știe că mă ia, mă plimbă, că de ce să fiu țigan, de ce? Dar noi sperăm să fim cât mai aproape de ei, să mergem alături de ei și cu evenimentele acestea, asumă și identitatea, să-i facem să declare, să nu le fie rușine de etnia lor. Ce v-au spus oamenii? Mi s-au părut grele formularele? Da, foarte grele. Cu toate că spune că nu durează decât 17 minute, dar e foarte greu. E foarte greu că întreabă extraordinar de multe. Și oamenii deodată se opresc și nu mai vor să spună că ce treabă are ei cu cotetul meu, cu găina mea, cu ce am eu în curte, ce interesează. Oamenii înțelege lucrurile astea mai greu. Dar le-am explicat că nu e niciun fel de probleme, toate astea rămân undeva unde nu află nimeni decât oamenii care rămân. Va rămâne într-o schivă, da. Romii din Târgoviște s-au distrat și au dansat. Cei mici s-au bucurat de animatori, picturi pe față, înghețată sau jocuri cu baloane. Voluntarii Partidei Romilor, filiala Târgoviște, au împărțit pliante informative cu mesajele campaniei Asumă-ți identitatea, declară-ți etnia. Cât de benefică este o astfel de acțiune? În primul rând, este benefică pentru copiii noștri și tinerii noștri, care de multe ori nu își asumă și nu își recunosc etnia. Nu, în primul rând, și eu și fiul meu, întotdeauna ne-am recunoscut etnia și niciodată nu ne-a fost rușine să recunoaștem că suntem romi și că am început de jos, am urmat anumite condiții umane și am mers la școală și am învățat și am căutat să ajungem în vârful piramidei acolo, să fim, să ne integrăm în societatea de zi cu zi și să facem ceva în viață, să fim oameni și să ne formăm anumite caractere. Aici, la Târgoviște, s-a înțeles mesajul campaniei Asumă-ți etnia, declară-ți identitatea demarată de Partida Romilor Pro Europa? Majoritate sperăm că s-a înțeles și acum cu noua conducere a municipiului la
Pro Europa, cu domnul Nicu Bălășoiu și împreună cu echipa noastră, în primul rând și cu ajutorul domnului Andrei, sperăm și vedem rezultate adevărate, vizibile, că sunt foarte mulți care au reacționat și reacționează în continuare și își vor asuma etnia. Ce are frumos etnia romă? În primul rând, tradițiile noastre sunt extraordinar de frumoase și eu nu concep ca rom, așa văd, nu știu, poate sunt prea insistent și văd prea mult, țin la etnia mea, dar tradiții frumoase și lumina din sufletul oamenilor romi este extraordinară, dacă știm să îi acceptăm, să lucrăm cu ei și să formăm adevărate caractere și oameni în societate. Cum v-ați dori să vă perceapă majoritarii? Păi să ne perceapă ca egalii dânșilor, să ne perceapă și să ne ajute în general, că suntem într-o societate mai sărăcăcioasă, mai greu, fără mulți din anii anteriori, fără școală. Spuneați că sunteți și antrenor de box, dacă am reținut bine. V-aș întreba, le povestiți copiilor dumneavoastră despre modelele rome pozitive? Da, în primul rând, de 30 de ani sunt antrenor și lucrul acesta îl fac cu mare satisfacție și mare plăcere când le spun, în primul rând, de familia Simion, care este un etalon și un model deosebit pentru sportul românesc și majoritar și rom, mai ales frații Simion Dorel și Marian, care sunt campioni mondiali, medaliați la Olimpiadă. Și tot timpul le dăm mari exemple cum acești copii au început de jos și au ajuns acolo, sus, în vârful piramidei, dar numai pe muncă, educație și disciplină. Că în viața altfel nu se poate face nimic fără educație, disciplină și muncă și sacrificii. Ce vă spun acești copii? Ei sunt mândri de etnia lor? Părinții lor se vor declara de etnie la recensământul de anul acesta? Da, noi am stat de vorbă și cu părinții, că știți cum e, în orice, mai ales noi, dacă nu avem un lucru adevărat și să lucrăm cu familie, să le cunoaștem arborele genealogic, să intrăm în sânul familiei lor, am discutat foarte mult lucrurile acestea și au fost de acord și chiar vor să-și asume cu adevărat, să fim mai mult. Au înțeles oamenii că în clipa în care vin la dumneavoastră cu tot soiul de doleanțe, cu lucruri care nu merg în comunitate, poate probleme de infrastructură sau poate că nu au acces încă la educație, înțeleg că toate aceste lucruri provin din faptul că nu s-au declarat în 2011? Ne întrebau ce rol are acest recensământ și le-am spus care este rolul. Nu trebuie să se întâmple ce s-a întâmplat acum 10 ani, sperăm să atingem un număr mult mai mare la acest recensământ, un număr mult mai mare care ne avantajează pe toți, nu numai pe noi ca reprezentanți ai comunității, nu. Pentru că noi dacă încercăm să îndrumăm și să le aducem la cunoștință cât de important este să-și recunoască etnia, nu o facem numai pentru noi, o facem pentru comunitate. Și în momentul când suntem mai mulți, suntem devenim mai uniți, mai puternici și putem obține mult mai multe lucruri benefice pentru ei, bineînțeles. Trebuie să ne gândim la tineret, la copiii noștri, la nepoții noștri, pentru că dacă noi trăim cu teama asta, cred că ne pierdem identitatea, asta trebuie să înțeleagă ei. Tradiția, cultura le pierdem. Asta te... Fie rudar, fie spăitor, fie ursar, toți suntem țigani. În comunități am întâlnit oameni și tineri care sunt reticenți și au așa o reținere și frică de a-și declara etnia. Ei trebuie să înțeleagă că în momentul în care noi nu declarăm numărul real, pierdem anumite beneficii. Este un moment decisiv pentru că, vă dați seama, asta se mai întâmplă peste 10 ani de zile. Deci acum chiar este un moment decisiv, este important și sper ca toți să înțeleagă, nu numai în municipiul Târgoviște sau în Dâmbovița, la nivel național, trebuie să țină cont și să țină cont că toate acțiunile acestea sunt făcute de domnul președinte Nicolae Păun. La final, cei mai fericiți au fost copiii. Partida Romilor, filiala Târgoviște, le-a dăruit celor prezenți la spectacol pachete cu dulciuri și jucării. Cei mici au încheiat ziua într-o notă optimistă, iar cei mari au înțeles că a fi rom reprezintă un motiv de mândrie.